În această dimineață, între orele 8 și 9, 30 de lucrători ai Poștei Române din Buzău au pichetat prefectura. Pe primul loc în topul revendicărilor se clasează cererea de demitere a directorului general și a echipei care manageriază Poșta Română. Directorul general nu face nimic ca să aducă, așa cum a promis acum 2 ani, servicii noi în Poșta Română, care să-i dea o minimă susținere financiară ca să continue drumul. Poșta nu-și mai regăsește calea pe care a avut-o. Am pierdut piața de curierat, am pierdut piața de mesagerii, piața de corespondență este în cădere liberă, iar de când a venit această conducere la Compania Națională Poșta Română, în 2 ani de zile, au o mare realizare, au pierdut mai mult de 30% din venituri. 75% dintre poștașii din România au salarii apropiate de minimul pe economie. Au echipamente vechi de 20 de ani și trasee lungi pe care le străbat pe jos, fie arșiță, ploaie sau ger. Așa arată echipamentul unui poștaș de vreo 15 ani. Cam așa arată. Poate merge el pe sector în fața clienților. Daniel, hai vino încoace. Unile din echipamentul cu care ne dotă Poșta Română. Așa arată, nu vă mințim, mergem să vi le arătăm. De când aveți tolba asta? 20 de ani. 20 de ani. Și dumneavoastră ați reparat așa? Da. Mai reparare și a fost de mai multe ori acum. Printre altele, toată tehnica de calcul este învechită. De peste 10 ani în fața clienților. Nu mai putem să fim la un nivel care să satisfacă cerințele minime ale serviciilor poștale. Din sistem au plecat peste 5.000 de oameni anul trecut și urmează să mai plece și anul acesta după ce se vor termina normarea în toată țara. Siguranță de unde? Siguranța Dumnezeu cu noi. Mi-o asigur singur. E greu, dar asta este, nu avem ce face. Muncesc ca să pot să-mi întrețin familia. Condițiile în care noi lucrăm, așa cum spunea și liderul, cu echipament învechit, care nu mai funcționează la viteza care trebuie. Plecăm mai târziu pe sector, deci când ar trebui să plecăm în sector, ne descurcăm datorită atitudinii noastre, mai ales că ne-am făcut respectați de către oameni și la rândul ei respectăm și noi pe ei. Deci dacă mai subzistă Poșta Română în momentul de față, subzistă prin calitatea umană pe care o are. Sunt niște oameni deosebiți poștașii. Toți poștașii lucrează peste program, orarul lor este de la 7 până la 19, tocmai din cauza echipamentelor învechite, a distanțelor mari pe care le-au destrăbătut pe jos și a numărului mare de beneficiari. În județul Buzău mai lucrează la Poșta Română doar 530 de persoane care trebuie să acopere toate localitățile de la municipiu până la cel mai mic cătun. Dacă solicitările sindicaliștilor din Poșta Română nu vor fi luate în considerație, liderii sindicali împreună cu reprezentanții din structurile de conducere vor intra în greva foamei.